David Popovici a făcut istorie luni, 20 iunie, atunci când a devenit campion mondial în proba de 200 metri liber, la campionatele mondiale de la Budapesta, asta la vârsta de doar 17 ani. Astăzi, 22 iunie, David Popovici a câștigat a doua medalie la campionatul mondial de natație, în finala probei de 100 metri liber, această probă fiind considerată regina înotului, acolo unde David Popovici, tânărul fenomen, reușit să scoată un timp de 47,58 de secunde. David Popovici, pe podium la campionatele mondiale de la Budapesta. David Popovici a trecut de ultima și cea mai importantă probă de la campionatele mondiale, proba de 100 de metri liber. A scos un timp de 47,58 și l-a întrecut pe francezul Maxime Grousset, care a obținut un timp de 47,64, la vârsta de 23 de ani, dar și pe canadianul Liendo Edward, care la vârsta de 19 ani a obținut un timp de 47. David Popovici, pe podium la campionatele mondiale de la Budapesta. David Popovici a trecut de ultima și cea mai importantă probă de la campionatele mondiale, proba de 100 de metri liber. A scos un timp de 47,58 și l-a întrecut pe francezul Maxime Grousset, care a obținut un timp de 47,64, la vârsta de 23 de ani, dar și pe canadianul Liendo Edward, care la vârsta de 19 ani a obținut un timp de 47,71. De precizat este că, în toată istoria acestei competiții, doar un singur sportiv a reușit să câștige probele de 100 și 200 de metri liber, la aceeași ediție. Este vorba despre americanul Jim Montgomery, care a reușit acest lucru în anul 1973, după ce a reușit să urce pe podium, câștigând a doua medalie de aur la campionatul mondial de la Budapesta. David Popovici a oferit un interviu în limba engleză, nu mă așteptam, dar am luptat și a fost pozitiv pe parcursul cursei. Cred că sunt mai mândru de medalia de la 200 de metri liber. E doar începutul, avem foarte mult de muncă în fața noastră. Ulterior, Popovici a oferit un interviu și în limba română, prin intermediul căruia le-a mulțumit spectatorilor români, care au fost prezenți în sala de la Budapesta.